În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Slobozește-o căci strigă în urma noastră. Iubiți credincioși, pentru duminica de astăzi, după cum am mai spovedit și altădată, îmi pregătisem tot ceea ce însemna armamentul din dotare ca să vorbim despre femeia care a venit la Mântuitorul și a cerut pentru fiica ei o dezlegare, dar în timpul slujbei mă gândeam că mai important este să vorbesc dintr-o altă perspectivă despre Împărăția lui Dumnezeu. Și citeam zilele trecute un studiu care mi-a atras atenția pentru că vorbea exact despre o vârstă pe care urmează să o împlinesc eu. Și scrie așa: bărbații se maturizează la 54 de ani. Băi, zic, nici la 53, nici la 52, nici la 60, bă, fix 54. Bineînțeles că am citit articolul întreg, să văd de unde au ieșit aceste cifre. Vă zic, chiar să fiu eu în anul maturității? Nu cred, nu cred că nu mă simt. Și m-am liniștit. Zice că este vorba de un studiu făcut pe câteva zeci de mii de bărbați și acești 54 de ani înseamnă o medie. Înseamnă că m-am scos. Dacă o fi unul care se maturizează mai devreme, cu 80 la mine, iese pe medie. Așa că, încă nefiind la deplinătatea maturității, pot să vă spun despre Împărăția lui Dumnezeu cu mintea unui copil. Pentru că așa aș vrea să rămân. La Dumnezeu este o altă logică față de ceea ce credem noi. Și de aceea trebuie să fim foarte atenți cum trăim între oameni, ce punem la suflet și ce nu punem la suflet. Și pentru că lumea are despre biserică o anumită atitudine sau un anumit mod de înțelegere, chiar astăzi am să vorbesc chiar pe față. Și să încep cu o exprimare. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Haideți să abordăm această temă. Și anume începe fix cu Evanghelia de la Matei, care ne spune că într-una din zile după Mântuitorul, atunci când mergea prin părțile Tirului și ale Sidonului, se ținea o femeie cananeancă din acele ținuturi, care striga și zicea: miluiește-mă, Doamne, fiul lui David, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Însă Mântuitorul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și atunci au venit apostolii și ucenicii și l-au rugat zicând: slobozește-o, căci strigă în urma noastră. Vom vedea mai târziu dacă era un disconfort pe care îl crea respectivul strigăt sau dacă era chiar o compasiune, o empatie din partea apostolilor. Dar urmând tema de astăzi, vă spun mai departe că Mântuitorul le-a dat o explicație. Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Între timp, ea a ajuns grupul Mântuitorului și l-a rugat zicând: miluiește-mă, Doamne, fiica mea este rău chinuită de un diavol. Și Mântuitorul i-a răspuns în același ton cu ceea ce spusese apostolilor: nu este bine să iei pâinea fiilor sau arunci câinilor. Dar ea a zis: adevărat, Doamne, dar și câinii mănâncă din fărâmiturile ce cad de la masa stăpânilor lor. Și Mântuitorul a spus: o femeie, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Ei, trebuie să gândim că aceasta este baza de a înțelege dacă expresia românească este adevărată sau nu. Până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Nu vreau să intru chiar într-o polemică cu alții, dar e clar că ceea ce s-a întâmplat astăzi în ținuturile Tirului și ale Sidonului nu prea dă de înțeles că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Pentru că Sfinții Apostoli chiar s-au rugat:
Mântuitorului, slobozește-o că strigă în urma noastră. Dar nu despre asta este vorba, ci la legile pe care chiar Mântuitorul însuși le folosește ca explicații. Nu sunt trimis decât numai către oile cele pierdute ale casei lui Israel. Ei, aici poate să fie o sită în care sfinții să cearnă și până ajungi tu acolo unde este o legătură directă cu Dumnezeu, să nu ai punctaj, origini sănătoase, nu știu dacă mai e cazul. Dar aici să ne gândim, cum ne apropiem noi de Dumnezeu? Dacă de Dumnezeu ne apropiem după instrucțiune de folosire, greșim total. Se spune că un copil se ruga la Dumnezeu de mulți ani ca Dumnezeu să-i dea o bicicletă. S-a rugat ce s-a rugat până când a ajuns pe la liceu și și-a dat seama că la Dumnezeu nu așa funcționează rugăciunea. Și s-a dus și și-a luat el o bicicletă. Adică? A luat-o că era sprijinită de un gard. După care s-a rugat Dumnezeu să-l ierte pentru păcatul acesta. Cam așa funcționează lucrurile. Chiar dacă vi se pare tulburător, vă spune cineva care vrea să vă traducă ce înseamnă instrucțiuni de folosire și ce înseamnă realitatea pe care chiar astăzi Mântuitorul ne învață că trebuie să o punem înaintea acestor instrucțiuni. Apoi, dacă vom citi cum se intră în biserică, pe ce parte să mergem, cum să stea bărbații într-o parte, femeile într-o parte, vă zic că dacă ar intra acum cineva cu instrucțiunile de folosire, ne-ar da afară pe toți, inclusiv pe mine, că n-am barbă. Și atunci, nu cumva suntem în pericolul de a pune accent pe ceea ce nu este cazul? Și la acest lucru ne invită chiar astăzi femeia cananeancă. După toate instrucțiunile de folosire, vindecarea nu putea să fie obținută direct de la Mântuitorul, numai de către cei care erau ai casei lui Israel. Ori părțile Tirului și ale Sidonului nu erau în casa lui Israel. Erau extramuros, cum ziceau latinii, out, cum se zice acum în sport, adică în afara terenului de joc. Și totuși, femeia a insistat. Ei, în locul acelei femei, trebuie să fim și noi. Chiar dacă știm regulile. Nu este un îndemn, Doamne ferește, la a neglija regulile. Nu, nici de cum. Dar chiar dacă știm regulile, să știm că peste reguli există realitatea iubirii lui Dumnezeu. Pentru această realitate pe care femeia cananeancă a simțit-o, a mers mai departe. Până când a zis, bă, o să strig aici, până când o să se plictisească ăștia după mine. Și într-adevăr, primul efect a fost acela că ucenicii l-au rugat pe Mântuitorul, hai, slobozește-o că strigă în urma noastră, mai avem altă treabă, mergem cu gârdul după noi, că dacă mai aude altcineva, mai vine și mai strigă și altul și altul și vezi de treabă. Dar Mântuitorul ne-a întors din nou la reguli. N-a făcut-o degeaba. Tocmai a făcut-o de două ori să ne întoarcă la reguli, ca în final să ne dăm seama că regula înseamnă tipic, tipic și la inimă nimic. Fraților, suntem aici într-o zonă în care trebuie să respectăm paia, paia, paia. Deci nu este în Israel, n-am ce să-i fac. Credeți că Mântuitorul nu știa ce se va întâmpla? Mai fraților, simțise deja dogoarea rugăciunii femeii pentru fiii ca ei. Dar a trebuit să folosească tot ceea ce era scris în lege. De ce? Ca să nu smintească
pe ucenicii săi, să nu îi instige la anarhie, cum nici eu nu instig, Doamne ferește. Dar i-a făcut să înțeleagă următorul lucru, că dincolo de reguli există un mod de viață. Regula este a pământului, iar modul de viață trebuie să fie al cerului. Când această logică trebuie să ne apropiem de Dumnezeu. Chiar dacă cineva ne spune, mă, stai acasă că nu e bine, uite, nu ești îmbrăcat cum trebuie, n-ai batic pe cap, nu poți să intri în biserică. Mă, fraților, nu faceți din aceste lucruri pe care vi le spun eu acum o regulă, dar nu vă abțineți atunci când vreți să intrați în lăcașul Domnului, să nu vă țină deoparte că mirosiți a tutun sau că n-aveți batic pe cap sau că sunteți îmbrăcați în training. Dumnezeu ne vrea lângă El cu sufletul. Credeți că nu poate Dumnezeu să treacă cu iubirea Lui peste neputințele noastre? Cu siguranță că va trece. Dar încă o dată vă spun să nu facem din asta o regulă. De ce? Pentru că regulile, vedeți unde duc. Nici regulile dintr-o parte, dar nici regulile din partea cealaltă nu ne duc acolo unde trebuie. De aceea trebuie să fim foarte atenți, să urmărim mai departe cum funcționează relația noastră cu Dumnezeu. Dacă relația noastră cu Dumnezeu este luată și băgată în tipare și folosind tiparele ca patul lui Procust, mai tăiem sau mai lungim, cu siguranță că după ce ne încadrăm în niște tipare, ne dăm seama că nu mai suntem noi. Acum că toți suntem în era medicinei estetice, în ultima vreme toate fetele seamănă între ele că au aceleași intervenții cu Botox, că au sprâncenele ridicate de zici că toate se miră și încep să semene între ele de zici că sunt surori, gemene. Și ce facem? Asta este o regulă. Păi ce facem? Ne încadrăm în regula aceasta? Că așa se face? Nu. Trebuie să ne dăm seama că relația noastră sinceră, nu numai cu Dumnezeu, chiar și cu noi înșine și cu ceilalți, trebuie să treacă dincolo de reguli. Trebuie să treacă prin inimă. Trebuie să treacă dincolo de obligativitatea cu care trebuie să facem sau să dregem ceva sau nu. Iubiți credincioși, astăzi ne aflăm în fața unei situații de viață. Nu este vorba de vreo parabolă sau de vreo pildă. De aceea eu îmi permit să fac din evenimentul acesta de viață o parabolă și o pildă pentru mine însumi. Și mă întreb așa, dacă încă nu am ajuns la Dumnezeu pe căile pe care Dumnezeu mi le-a arătat și cei, slavă Domnului, ani bun de teologie, mi le-a dirijat, înseamnă că am mers până acum numai pe un plan, pe cel orizontal. Atunci când mergi prin bibliotecă, e clar că mergi ca printr-un labirint. Dar de ce nu ne aducem aminte că mai există o dimensiune? Aceea în care putem să ridicăm privirea și să-L vedem pe Dumnezeu direct. Acolo ne așteaptă Dumnezeu fără bască sau cu bască, fără batic sau cu batic. Ne așteaptă Dumnezeu. Suntem pregătiți să-L întâlnim pe Dumnezeu? Că aici trebuie să ne punem o întrebare. Acum, te așteaptă cineva? Este cineva foarte binevoitor? Îți acoperă multe? Dar în conștiință trebuie să-ți pui câteva întrebări. După ce ai trecut de întrebările formale, adică am paia, paia, paia și îți dai seama că n-ai niciuna, îți dai seama că la partea de bibliotecă nu poți să mai ieși din labirint, ridici ochii și trebuie să te vezi pe tine înainte de a-L vedea pe Dumnezeu. Să vezi strălucirea din tine, divină,
mai seamănă cu Dumnezeu pe care îl vezi sus? În momentul în care constați oarece asemănări, ai dreptul să mergi mai departe. Și să știți că n-a fost nicio glumă vis-a-vis de omul cu bicicleta. Așa funcționează Dumnezeu. Nu ne bagă în traistă. Trebuie să găsim o formulă de a obține ceva, dar pe limbajul sufletului nostru. Acum suntem într-o societate în care, dacă nu suntem atenți, putem să intrăm foarte lesne într-o stare de depresie, pentru că noi am învățat ceva la școală, că o să stau într-un loc pe o anumită funcție 5 ani, după care mă duc și dau niște examene și merg mai departe. Nu mai așa, tată. Când te duci la examen, ți se șoptește așa discret, mă, că e cu dedicație. Adică vezi de treabă. Dacă n-am fi pregătiți pentru acest lucru, depresia ar fi pe noi. Dar așa, zicem, stai așa, înseamnă că Dumnezeu îmi pregătește și ceva mai bun. De cele mai multe ori chiar așa și este. Cu o singură condiție, noi să nu ne oprim. Chiar dacă am aflat că așa funcționează lucrurile, noi trebuie să ne ducem la examen. Uite așa, pur și simplu. Ne ducem în primul rând pentru noi să ne antrenăm, să vedem cum putem rezista la emoțiile examenului, cum funcționăm noi vis-a-vis de momentele în care suntem sub presiune, ce randament mai dăm, ca să spunem, din ceea ce ne mai aducem aminte, și iată că e un avantaj. Avantajul este că rezultatul știm dinainte. Dar antrenamentul face totul. Face diferența între un creștin care știe să-și vadă direcția, care învață astăzi de la femeia cananeancă faptul că nu trebuie să audă tăcerea celuilalt, ci ea trebuie să-și clameze neputința și să ceară ajutor, pentru că era convinsă că îl va primi și, pe de altă parte, era convinsă că cel căruia îi cere ajutorul poate să-i și ofere. Ceea ce s-a și întâmplat. De aceea aș vrea să intrăm puțin într-o logică adevărată a lucrurilor. Dumnezeu ne vrea vii. Dumnezeu ne vrea insistenți. Dumnezeu nu ne vrea speriați, înregimentați, încolonați, ca să mergem după niște direcții. Nu! Dumnezeu știe că dacă mergem încolonați, s-ar putea să ajungem prea târziu. Imaginați-vă că am fi aici, într-o încăpere închisă, și am așteptat toți să ne vină rândul să ieșim pe o singură ușă. Dacă ne-am înghesuit, cu siguranță că ar dura mai mult. Dar dacă am sta deoparte și am zice, mă, dacă îmi vine și mie rândul, când o fi liber, doar am să plec de aici și până la ieșire, cred că fac o secundă. Așa că aștept să-mi vină rândul. Dar nu mă înregimentez cu ceilalți ca să mă înghesui. Pentru că asta învățăm astăzi. Este o duminică în care așa ne învață femeia cananeancă și lecția este pecetuită, adică e și cu notă în catalog. Putea să fie o notă așa de parțial, nu, este o notă de examen. Pentru că Mântuitorul la sfârșit recunoaște, o femeie, mare este credința ta. Și ca să încheie și media după note, și s-a tămăduit fiica ei în ceasul acela. Ce ne mai trebuie, fraților? Ca să luăm legătura direct cu Dumnezeu. Noi aici, să știți că în biserică ne antrenăm ca să îl putem apela pe Dumnezeu direct. Toate acatistele pe care le facem, toate rânduielile și rugăciunile pe care le facem, sunt tocmai pentru a ne antrena să ajungem direct la Dumnezeu. De aceea, eu unul personal, mulțumind lui Dumnezeu că nu m-am maturizat la 54 de ani, îi promit că o să mă străduiesc să nu mă maturizez. Pentru că, după părerea mea, a te maturiza înseamnă a te regimenta în ceva. Și
În ce privește nu este cazul. Rog pe Bunul Dumnezeu ca toți cei care primesc vreun sfat de la mine să ajungă acolo unde trebuie. Cei care își apleacă urechea la smeritul meu sfat să intre în legătură directă cu Dumnezeu și Dumnezeu să-i spună: credința ta, mare este credința ta, fie ție după cum voiești. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu.